ești în un loc în care ai făcut sex. Salut bă șacalilor, ce faceți? După mult timp în care ați așteptat, în sfârșit a venit această zi a lui Vali, cum vorbeam noi acum 2 ani, dacă mai știți. Ei bine, am vrut să păstrez tradiția și să facem o reacție și anul acesta de ziua lui Vali, știi? Să facem de ziua îndrăgostiților o reacție. Ăștia care ieri a stat acasă și v-ați uitat la seriale, bateți palma, hop, uite așa, batem palma și acum ne uităm la reacție, tot ăștia singuri. Bă, sunt foarte fericit, am o stare foarte bună, am cu ce să mă îmbrac, nu-mi șuieră vântul în casă că slavă celui am termopan, suntem fericiți, am mâncat, e totul bine, bă, deci trebuie să facem o reacție. Eu vreau să vă sincer dacă facem 100.000 de like-uri, dacă facem, postez următoarea acție, bată o ar focul că o postez la 100.000 de like-uri. O chestie micuță pe care toți zic o spun de atâtea videoclipuri, bă, eu pentru părinți, asta pentru alți oameni care cred că eu îmi bat joc de copii. Prieteni, eu încurajez copiii să facă asta, da, lăsați copiii să se facă de râs, mă fac de râs din clasa 5-a pe internet. Videoclipurile astea la care noi râdem, dacă râdem împreună, nu râdem de personajul respectiv, duc la dezvoltare personală și sunt foarte pro la subiectul ăsta. V-am zis, eu iubesc copiii, dacă nu iubeam copiii, nu mai făceam YouTube, așa că hai să o lăsăm încolo. Dă-i, Doamne, cu căștile aia, că nu mai rezist. Dă-mi-le, Doamne! Denis! Denis, vino și ajută-mă, oleacă! Bă, ce-a... Bă, tu știi ce-a... Stai, să mă duc. Ușor, eleu. Stai că trebuie să... Mă duc cu tot cu scaun dacă mă duc. Mersi, Doamne, de căști. Chestia asta nu aveam în plan. Lasă să reacționăm la adevăruri cu... cu prietena mea, Larisa. Bun, bă, băieți, punem căștile în urechi frumos, dăm un like la omul nostru că ne place, dăm pe full screen să meargă treaba. Să meargă videoclipul de ziua drăgostiților. Nu sunt la mine acasă, mi-ai dat un like, subscribe și un clop și clopoțel activa și un comentariu frumos. Sunt la Larisa, ca să v-am zis din locul de astăzi că o să mă duc la Larisa. La Larisa! Prietena mea. Ia! Larisa! Mamă, ce speriat era Larisa! Mamă, ajută-mă, e un băiat la mine în casă, nu-l cunosc, ajutor. Dă-i dorele! Dă-i dorele! Fapt adevărul, adică ia. Patru alegea, patru aleg eu, în total. Ok. Deci un fel de amnam. Și tu. Ok. Deci, oh, cu Larisa. Astea sunt toate. Alea. Câteva sunt ilegale pe YouTube, dar se vede. Stai, ilegale? Sunt ilegale, prieteni. Ce okay. El a scris arlatanu. Lasă un like pentru mine să mă descurc. Da. Luat omul meu Dorel blugea aia de duminică, s-a luat bluza aia frumoasă, știi, și gata, frumos, o dat cu parfum, gata, scriem întrebările, o inspira și gata, frate, dai, uite că are emoții, știi? Ia. În public, așa hai. Că hai să nu mai vorbim atâta și să nu mai vorbim? Hai că zici că eu, de 3 minute jumate, alege eu fac la fel. Fără să te uiți pe el. Ia. Alege, ochii deschiși. Stai, nu închide ochii. Îl iei frumos și pui aici, ia. Pe partea ta. Alege bun. Eu, acesta, a, alege alba neagră. Ia. Asta ești pe acolo. Așa pe rând. Acum ia. Bă, nu te uita. Larisa, nu te uita. Bă, Larisa. Hop că pe asta nu vedeai. Nu vedeai, Larisa. Ia, bun. Bun, acum adevărul adevărat. Hai cu titlul. Eu sunt foarte curios, deci la titlul ăla mor să mă bată mama mea. Pune-le așa. Ok. Hai. Eu primul. Tu primul. Am bă. Zis câteva adevăr. Ia. Materia ta preferată de la școală. Hai, mă, dă-te un colo, bă, și în clasa la 9 ani materia preferată. Hai, băi, prieten, bă, că la 9 ani nici nu faci materii, bă, la școală. Dă-mă un colo, băi, toată lumea cu materia asta preferată. Dar ce materii preferată poți să ai? Atunci, într-adevăr, mai ești la de-astea cu calcule, cu adunări, cu screderi, poate îți mai place matematica. Eu din clasa 5-a n-am mai avut materie preferată. La mine nu mai exista nimic, la mine era tabula rasa, eram nimica. Da, și-a tras omul iubită de șteaptă. Știința ale naturii. Dacă nu mă credeți, uitați. Wow, viitorul medic la medicină. Baftă, da, Dorele. Pe cine ai vrea să ai? Ia. Ca iubit. Dacă nu ai iubit, dar pe cine vrea să ai ca iubit? Cu Darius, dacă nu zice Darius acum? E nimeni. Hai zi! Bă, da, e! Bă, e prea! Dacă-i face, nu-i neapărat să zici, mă, dacă-i vrea, pe cine vrea? Bă, dar e iubita! Hai zi și de colegi, atunci bă, și că nu sunt foarte confuz. Bă, cum să stai, mă, să te gândești? Bă, Larisa, ce faci? Bă, de ziua îndrăgostiților, bă, să nu-i spui. Păi te-au zis că e la prietena lui acasă, la iubita lui, cu prietena lui Larisa. Și nu-i zice că iubitul ei. Bă, ce se întâmplă? Ce bun samaritan e Darius ăsta, cum o lasă pe Larisa. Hai, alegeți unul de la tine din clasă, da?
Zi de la de la sport, că știu că ți place de la. Fii cu ăla, dacă te las. Deci bărbații din ziua de azi sunt niște animale, frate, care își bat femeile. Nu, trebuie să fii ca Darius, frate, ca Darius. Îți lași fata să-și aleagă alt iubit când vrea ea, frate. Adică dacă ea vrea să se ducă cu tipul ăla de l-o văzut la sport pe care îl cheamă Marius, păi se duce cu Marius, bă. Dă-o încolo de treabă. Bravo, Darius. Bravo, bravo. Bravo. Dacă vezi acesta vlog, Andrei Mărciucanale. Cum? Andrei. Nu. No. Deci... Dar să-ți dezbrași, din păcate. Mă țin un pic de perete că poate mai cad odată cu scaunul. Dacă nu realizați ce s-a întâmplat, iubita lui Darius, Larisa, l-a ales pe Andrei. Așa că Darius i-a zis lui Andrei că iubita lui Larisa îi dă smash. Bă, cum? Bă, cum? Ia. Jocul video al tău preferat. Jocul video preferat. Deci jocul ia. Tău preferat video. Jocul tău preferat video. Uitați? Jocul video jocul al tău. Jocul meu preferat ia. Video este Super Mario Original 2018. Bubinia lui Zosina la camera. Mă gândeam că ce Fortnite. Apropo, ia. N-a scris în comentarii ce joc vrei să mai fac cu ea. Ia că-mi scriu acum comentarii Fortnite pe dezbrăcat. Aoleu, comentarii sunt dezactivate. Ai bă, prietene, băi, Darius se mergea în Fortnite pe dezbrăcate. Dă-vă un colo de treabă. Nu te mai întrerup, lasă în sânge. Bat-o ar focul de treabă, dă-o. Băi, taci, nu citi. Nu citi întrebarea. Cu taică. Nu citi. Taci, ușor, acum, acum că plecat. Ia. Persoană cu care te-ai culcat. Cu care te-ai culcat? Mama. A, e plauzibil. Prieten, eu nu vine să cred că se întâmplă asta. Mame multe două. Păi ești prea. Care e ultimul loc în care ai făcut sex? Vai! Deci eu trăiesc acum de ziua îndrăgostiților. Băi, o stare incredibilă, băi, incredibilă. M-au luat fluturii de tot prin stomac. Ia, ia. Eu n-am făcut niciodată sex. Ia. Ok, hai, ia tu, ia tu. N-am făcut. Sper măcar tu. Ia, ia. Stai, zi jocul tău preferat. Orice joc. Orice, orice joc. Dar nu de pe telefon. Jocul de-a mama și de-a tata. Glumesc. Da, foarte bine. Bă, măcar Darius e sincer, frate. Bă, măcar sincer. Bă, un lucru cu care ești bun în pat. Bă, dar, bă, sunt foarte curios cine a scris întrebările astea. Adică le-a scris ea și a picat tot lui că eu nu înțeleg. Uite-o pe Darius. Uite-l pe Darius. Deci fețele lor sunt legendare. Deci așa ceva nu o să mai vedeți niciodată. Deci reacția atât de pură nu o să mai vedeți niciodată. Deci măcar la mine, bă. Deci asta este reacția, frate, pe care o cauți. Despre asta vorbim când facem reacție. Să o bată, mă, vreau să-l cunosc. Bă, bine, nu-l lua mai, adică vei un lucru care ești. Ia. Ce? Din pat, pentru că mi se vede, mi se văd țâțele mele frumoase și frumoase. Ce? Asta nu știu care e. Darius! Ce? Darius, omul meu, a zis că e bun în pat pentru că îi se văd țâțucile lui mari și lăptoase. Măi, Darius, de acum deja vorbim despre altceva, dacă mă înțelegi. O să te las să continui acest videoclip, dar după aș prefera să purtăm o discuție, dacă se prea poate. Poftim, Darius, continuu. Poftim, bine că n-am luat la Risa, bă. Încă una cu joc. Cine iubești mai mult, mama sau tata? Ha. Mm-hmm. Da, amândoi. Hai, e, da, e plauzibil. Dau încolo, băi, dar credeai cu zi că te iubește pe tine. Ce? Asta. Ce, Dumnezeu? Ia, mai sunt? Mai sunt, mai dați întrebări, amici. Da, dați întrebări. Dați întrebări. Băi, amici. Păi, da, ce se băga aia mică, frate, ați văzut? Adică, înseamnă... A, am scris încă una, dar am pierdut-o. Așa că o să spun eu. Ia, am mai... Care-i... Ia, o spune din minte. Momentul cât
cât de mult îți place să fac sex sau când ai făcut sex. Eu n-am făcut niciodată sex și nu știu cât îți place să fac sex. Nu am făcut niciodată sex. Să fie clar? Nu? Nu! Mulțumesc frumos! Dar nu, eu cred că încă nu-i gata locul de sunt jocat! Eu nu știu ce să zic, să bată mama, adică e un fel de bătălie între gândirea mea. E o antiteză puternică între de ce a pus întrebarea asta și cât de sincer e, frate. Adică nu știu, se bat așa și nu știu, sunt în starea asta de șoc. Mi se pare foarte tare că la vârsta asta au avut cine să discute cu ei despre treaba asta. Uite, despre când era pe vremea mea, hai că da, știi cum e. La 90 ani, în 2009, cine bat să mă bată mama? Care? Cine să-mi zică mama ei de chestiile astea, mă înțelegi? Mie mama la vârsta aia îmi punea varda așa în farfurie, îi dădeam palmă după cap și dacă nu mâncam acolo, stăteam până mâncam varza aia, frate. Nu plecam până nu mâncam varza. Prieteni, s-a terminat videoclipul după cum vedeți. Eu nu știu ce stare aveți voi, dar eu mă simt șocat și bine în același timp, da? Deci mă simt, nu știu, am așa o stare ireală. Eu sper că v-a plăcut această reacție de ziua îndrăgostiților, acești doi mici îndrăgostiți. E foarte ciudat, adică erau împreună, l-a ales pe Andrei, ăsta cu altcine, mă rog, e tabu, dar e tare. Și alții sunt geloși dacă prietena lor îl preferă pe Andrei sau pe mine. Adică ar trebui să luați exemplu de la Darius, dar mă rog. Dragii mei, mi-a plăcut maxim. Dacă găsiți videoclipul ăsta, să-i lăsați un like și bravo lor, frate, bravo lor că se apucă de vârsta asta la vlog, bravo lor. Dacă vreodată întâmplător găsiți un videoclip la care poți să reacționezi, mi-l dați pe Instagram la Sniculeț acolo, dați-mi-l și facem show aici. Genial, pe sfârșit de video, țin să-i felicit pe ei și pe părinții lor. Foarte tare, bă, foarte degajați, foarte liber. Asta se caută. E foarte bine pentru că nu cred că mai au șanse să fie introvertiți și așa nu, din introvertare nu apare nici anxietatea, nici depresia, adică tipul ăsta o să fie un fericit, adică bravo lor. Vă pup, vă iubesc, vă salut toate prietenele de Valentine's Day. Ne vedem acum, nu uitați să râdeți și să fiți fericiți, iar eu pot să zic că v-am pupat. Pa, bă!